Simpozionul științific studențesc este o manifestare de tradiție organizată de Facultatea de Inginerie din Hunedoara și Universitatea Politehnică Timișoara. Această manifestare s-a desfășurat pe durata a 2 zile și reprezintă un prilej de intensificare și extindere a relațiilor de colaborare ale Facultății de Inginerie din Hunedoara cu alte unități de învățământ superior din țară, precum și o ocazie de a testa calitatea și nivelul actului educațional asigurat studenților. Este un simpozion de tradiție la Hunedoara, un simpozion cu care noi ne mândrim. Iată, ajuns astăzi la 18-a ediție. Venim după 2 ani în care acest simpozion s-a desfășurat, doar că fiind această pandemie, el a avut loc în sistem online. Astăzi am revenit față în față, am avut bucuria să primim, iată, la Hunedoara peste 100 de participanți, studenți din diverse centre universitare din țară, dar nu numai. Acest simpozion a devenit un simpozion internațional, avem astăzi prezenți la Hunedoara și studenți din alte țări. Acum 18 ani, împreună cu încă 2 colegi de-ai mei, am fost inițiatorii unui eveniment dedicat în exclusivitate studenților, care, după cum vedeți, a devenit tradiție la Hunedoara. În perioada aceasta a sfârșitului de lună mai, la Hunedoara, studenții din foarte multe centre universitare vin să-și prezinte realizările pe plan științific. Avem studenți de la facultățile din Reșița, din Oradea, din Târgu Mureș, din Cluj, Timișoara și așa mai departe. De asemenea, avem o secțiune internațională unde participă studenți care actualmente sunt pe programul Erasmus la noi în facultate. De asemenea, participă în online studenți din străinătate. Mă bucură faptul că vin la un simpozion la care și eu, acum câtva timp când am terminat ingineria, când am terminat automatică și informatică, participam cu drag. De ce? Pentru că este un mod ca, în afară de cursurile pe care le faceți și examenele pe care le dați, să deveniți competitivi. Pentru că este un lucru foarte important și în relațiile noastre în instituții prefectului, în programele pe care le facem și întâlnirile pe care le avem pentru a aduce investitorii în județul Hunedoara, pentru a încerca să facem legătura dintre mediul academic, universitar și oamenii de afaceri cu care ne întâlnim, promovăm facultatea din Hunedoara pe baza bunei colaborări cu domnul decan. Acest simpozion ajută tinerii să își dezvolte și să dobândească o serie de abilități și cunoștințe în urma unor cercetări pe care ei le realizează pe parcursul anilor de studiu. Am realizat o lucrare științifică privind recuperarea cobaltului, o resursă neregenerabilă care este foarte importantă și de interes în momentul actual. Tocmai de aceea este destul de important un astfel de simpozion și astfel de lucrări. Tocmai de aceea studenții vin cu idei ingenioase noi și cu un aer fresh și proaspăt. Începând încă de la prima ediție, în cadrul unei ceremonii festive, se acordă diplome de participare tuturor studenților care au susținut lucrări, iar la fiecare secțiune se face premierea celor mai bune lucrări prezentate.